Într-o emisiune la Campus TV, primarul Constantin Boșcodeala a anunțat că municipalitatea nu ia și nu va lua bani copiilor și juniorilor din Buzău pentru a practica fotbalul. Deci numai la stadionul Glorian, acela, sunt trei cluburi de fotbal care au școală de copii. Sunt aproximativ 500 sau 600 de copii care acolo învață și se inițiază în fotbal. Ei, sub nicio formă, municipalitatea Buzoiană nu va lua bani din bazele sportive. Ele sunt puse la dispoziție gratuit. Însă oamenii de fotbal din Buzău spun că nu e chiar așa. De exemplu, pentru juniorii buzoieni de la clubul LPS Buzău, o firmă cu denumirea SC Robert BF SRL, cu sediul pe bulevardul stadionului, percepe chirie pentru folosirea terenului sintetic. Din câte știu, nu prea este așa. Luați juniorii lui Gloria și la... Nu la lui Gloria, al lui LPS, de exemplu, Există acum o societate, bulete și nu știu mai cum, Dorin Bulete, și acolo se joacă fotbal. Acum am și martori. Plătești taxă și de câteva ori, în trei cazuri știu sigur, nici n-a dat niciun fel de chitan, s-a dat o carte de vizită. Și atunci ne întrebăm care este adevărul. Cele spuse de domnul primar Constantin Boșcodeală, de că stadionul, baza sportivă, este pus gratuit la dispoziția copiilor și juniorilor. Mă refer la copii și juniori, nu la seniori. Seniorii e normal să plătești o taxă, dar dacă plătești o taxă, să primești o chitanță fiscală, nu o carte de vizită. Nici pentru juniorii de la Gloria nu există gratuitate. Aceștia trebuie să plătească lunar o taxă de 500 de mii de lei vechi, deși primăria Buzău e cea care finanțează cu zeci de miliarde clubul din Crâng, din taxele și impozitele plătite de buzoieni. Nu e regulă, nu e regulă, nu se poate. Unde s-a mai pomenit chestia asta ca să dau bani ca să fac sport? Și așa e normal să fie gratuit. Eu știu din Occident, în țările civilizate, primăriile plătesc toată infrastructura, toate astea, toate cheltuielile, utilitățile și sunt date școlilor, universităților care își desfășoară gratuit activitate. De cealaltă parte, și fi Clubului Gloria susțin că prin taxele percepute juniorilor și prin chiria cerută pentru terenul sintetic se completează bugetul considerat insuficient al echipei de seniori.